Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 55, denumit Pe lanurile de tranzistori. Salutare, Vlad! Salut! Și până intrăm în subiectele de astăzi, care subiecte de astăzi, printre altele, sunt Apple M1 Pro și procesoarele celelalte de la Apple, Powerline Ethernet și nesimțirea Canon. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută și te invită la un nou episod. Până una alta, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și pe oriunde poți să ne asculti sau să ne dai un comentariu ori un review bun, spre foarte bun sau dacă nu chiar excepțional, te rugăm să ne trimiți cookies, floricele, inimioare, tot ce se poate, în așa fel încât oamenii să asculte pe mai departe podcastul ăsta și, bineînțeles, să fie interesați, nu numai să asculte, ci și să participe. Uite că și pe Reddit, chiar mă uitam acum de curând, avem până la urmă 14 oameni, și ar trebui să vorbim mai mult cu oamenii ăștia și să vină cât mai mulți oameni și să întrebe, băi, sau să ne propună subiecte, bine, bineînțeles. Pentru că, știi cum e, câteodată parcă am vrea să discutăm despre toate știrile posibile și imposibile și parcă, parcă nu merge treaba asta, știi? Și câteodată este bine să te și uiți la lucrurile pe care vor să le asculte oamenii, știi, care ascultă podcasturile noastre. Și uite așa, Paul, unde asculti? nu uitați să ne dai un like, share, comentariu ca să ajungă podcastul ăsta peste mări și țări cât mai departe. Și până zi. Da, bă, asta vreau să zic și eu. Nu uitați că ne puteți oricând scrie, ne puteți contacta, ne puteți da sfaturi, ne puteți înjura, orice. Ne-ar plăcea să auzim mai des de la voi ca să putem folosi ideile astea spre a îmbunătăți podcastul nostru. Exact. Până și... la urmă, un podcast nu e nimic fără ascultătorii săi. Exact. Și gândește-te că până la urmă podcastul s a trecut prin mai multe iterații, am preluat idei pe unde am reușit și bineînțeles că le-am le, -am, le -am aplicat. Dar hai că am vorbit prea mult pe subiectul ăsta. Vreau să te întreb cu ce te-ai mai laudat în ultima săptămână. Să nu spui că ai jucat Days Gone din nou. Days Gone din, din, nou. nu, nu, gata. Am terminat cu Days Gone. Oricum nu am avut timp de nimica. M-am mutat, weekendul trecut a fost o nebunie totală, am fost numai pe drumuri, am făcut că peste 1000 de kilometri, cred că weekendul trecut, iarăși, um, ca să mut lucrurile și uite, acum sunt așa uh, între două locuințe, să zic așa, jumătate din chestiile am dus la apartamentul nou, dar eu încă stau în apartamentul vechi, mai am vreo două săptămâni de stat pe aici și inclusiv setup-ul ăsta meu, calculatorul și tot e împărțit... Uh, în două jumate a rămas aici, jumate am dus acolo, cât să mai putem lucra de acasă aici când, cât e nevoie. Și cam asta am făcut. N-am avut timp de mare lucru de altceva. În schimb, m-am jucat niște Hades. Nu știu dacă ai auzit de, de jocul ăsta. E un joc din asta mai, mai indie. Un, un roguelike, adică genul ăla de joc în care mori și trebuie să iei de la capăt. Știi? Um, Dar e foarte bine făcut, are o, un artwork interesant, o poveste din asta mișto inspirată din mitologia greacă și e, e interesant. Um, jocurile de genul ăsta rog like mă prin cam, nu știu, primele 10 ore maxim, după aia mă să tot mor și, și renunț <laughs> la ele. Dar uh, sistemul de level up în jocul ăsta și modul în care se desfășoară acțiunea e destul de interesant și mi-a plăcut. Um, L-am jucat pe PC. Uh, mă gândeam dacă să-l iau și pe Switch, dar cred că nu merită să, să l iau și acolo, că cu siguranță m-a renervat și nu l-a jucat suficient. Ideea e că e disponibil pe toate platformele, dacă sunt fani ai genului și în care n-au jucat sau care n-au auzit încă de jocul ăsta, Hades, da, Hades se numește, uh, asta e recomandarea de, de joc a săptămânii și cam cea mai reușită așa printre picături să fac eu săptămâna asta. Ei, hey, uite care este treaba cumva, cred că ne-am vorbit undeva în universuri paralele, pentru că și noi ne-am mutat în perioada asta, adică chiar vineri. Vineri a fost ultima zi la vechea chirie și după aceea vineri a fost prima zi la noua chirie. de aici și mutete <laughs> și chiar mă gândeam la un moment dat că am avut mai ales setup-ul ăsta de audio cu brațul ăsta de microfon și cu stația și cu totul. Sunt puțin cam, Cam prea multe, efectiv, prea, prea multe fire, prea multe chestiuni și va trebui în curând să fac un update. Eventual, să am un singur microfon cu, cu USB prins într-un mic mixer, fără să am nevoie de toate firele astea pe aici. Într -o, cred că într-o zi o să pun... Cred că ți-am arătat și ție, Vlad, cum arată de la Behringer toate Da, da, am și astea. eu ceva similar. Și cred că va trebui să... Mai tai din instrumentar în așa fel încât să vom pot muta atunci când am nevoie să fie mai ușor să instalez toate, toate firele astea. N-am ajuns uh, să mă joc, niciun fel de joc, dar aici în locul nou care m-a mutat, e în UK, cel puțin în Londra, e o firmă, se numește Hyperoptic. Iar ăștia au internet până la un gigabit pe secundă. Poți să-l iei. Să și într-adevăr merge pe cum spun ei, când te, duci pe, când te pui pe fir, într-adevăr un gigabit, iar când ești pe Wi-Fi merge până la 400 de megabiți. Și uite-te cum uh, abia aștept să ajung în situația în care reușesc să downloadez un joc de 60-70 Pardon, în vreo 6-7 minute, știi? <laughs> abia aștept. Da, mișto. Abia, abia am, pus, am reușit să fac setup-ul astăzi și o să-l probez zilele astea și pe aia probabil o să reinstalez. Nu știu dacă ți-am spus, dar jucasem la un moment dat Mass Effect. Începusem să instalez. Uh -huh. Am instalat Mass Effect Legendary Edition și jucasem uh -huh. unul și la un moment dat zic hai că m-am plictisit, îl scot și să merg pe mai departe, că avem alte treburi. Dar cred că îl voi reinstala. Noul, noul Mass Effect, ca să zic așa, în varianta asta Legendary e mai ușor de lucrat cu el și de să zicem, să te joci și acțiunile și tot ce vrei să faci. În fine, nu s a întâmplat foarte multe, nu s-au întâmplat foarte multe, dar adevărul este că ne-am mutat amândoi, din loc în loc, și totuși facem episodul ăsta la aceeași oră, uite, e șapte și ceva seara, într-o zi de marți. Noi ne-am ținut bine de podcastul ăsta, un an și ceva de zile, în aceea zi de marți, un episod nou pentru tot boborul, cum se spune. Bun. Da, suntem foarte dedicați dar, na, ce să-i faci? Trebuie. Trebuie și cu mutatul, trebuie să fim și aici prezenți, până la urmă e, e, datoria noastră. Exact. Bun, hai să trecem la știrile de astăzi. Unele sunt știri, unele sunt recomandări. De exemplu, hai să încep eu cu recomandarea mea, ca să zic așa. De pe Amazon, de curând, mi-am luat un Powerline Ethernet și de la TP-Link, care poate să transfere date cu 1,3 gigabits pe secundă. Acum, nu știu dacă ai auzit vreodată de Powerline Ethernet. Da, da, cum să nu știu de el? Am fost și eu la un moment dat, mă gândeam dacă să cumpăr un sistem de ăsta, dar am renunțat și am luat ceva mai ieftin. În fine, te las pe tine să povestești și dacă mai avem timp, zic și eu după aia. Da, păi eu mă gândesc că o să avem destul de mult timp. Că nu am foarte multe de zis. Powerline Ethernet e transmisia internetului prin firele de curent electric din casă în același, în aceleași, să zicem, socket, cum se spune, trebuie să am lipsuri acum, în aceeași priză, de unde ții curent electric, poți să pui un adaptor special prin care tu îți transferi internetul de la router. Și în felul ăsta, tot așa cum ai curent electric prin aceeași priză, prin aceeași priză tu poți să primești și legătura ta de internet. Și Asta se numește Powerline Ethernet. De fel, ai nevoie de două adaptoare. Nu știu dacă e altfel, dar știu că ai nevoie de măcar două asemenea adaptoare. Și trebuie să ai grijă ca firele și circuitele să fie create după standard. Dacă, de exemplu, se întorc, sunt puse pe, la un moment dat într-o priză, sunt puse bine și în cealaltă priză sunt puse invers, cumva întors plusul cu minusul, nu cu faza, cum se spune, atunci s-ar putea să nu-ți meargă dispozitivele astea, știi? Trebuie să mergi într-un loc și să le folosești într-un loc în care, într-adevăr, rețeaua electrică este făcută după standarde. Și ce este powerline în ăsta? Ai două adaptoare. Un adaptor îl pui în priză, priza cea mai apropiată de router, și atunci iei cablul de ethernet, îl pui din router în primul adaptor. Și atâta. După care. Al doilea adaptor îl pui mai aproape de calculatorul tău într-o piză. Din adaptorul respectiv iei un cablu de Ethernet și îl duci în calculatorul tău în portul de Ethernet. Și așa ai făcut legătura. Și ce se întâmplă? Uh -huh. La un moment dat trebuie să apeși pe un buton. Cum e la TP-Link, cam, cam asta trebuie să faci. Apeși un buton de sincronizare. Te duci la adaptorul 1, apeși pe butonul de sincronizare. După aia te duci repede la adaptorul 2 ca să apeși și pe la butonul de sincronizare. Și în felul ăsta în, ce știu, jumătate de minut, un minut, ceva de genul ăsta, ar trebui să se sincronizeze. Și atunci, datele care se transmit de la router la adaptorul 1 ajung prin firul de curent electric în adaptorul 2 și, bineînțeles, în calculatorul tău. Și povesteam cuiva treaba asta și se părea SF. Dar gândește-te că, până la urmă, firul de Ethernet, ce e? Sunt fire de cupru prin care se transmit data dintr-o parte în alta, bineînțeles, sunt un mod specific. Așa că nu trebuie să te mire că până la urmă reușești să transmiți internet inclusiv prin firele electrice din casă. Și știi care e partea foarte bună, foarte simpatică? Nu contează unde în casă atâta timp cât ești după transformator. Deci fiecare casă, fiecare casă are undeva un transformator. Și atunci transmisia asta de date prin fire electrice nu merge dincolo de acel transformator al casei, știi? Doar în interiorul casei. Ai o casă cu vreo două etaje, pui adaptorul numărul 1 în locul potrivit de lângă router și atunci ce se întâmplă, adaptorul 2 te duci undeva înspre pod și îl pui acolo în priză și de acolo e legătură prin fir. Când ești te prin Wi-Fi, în mod normal ar trebui să ai AP, de internet. Să le pui la fiecare etaj, ca la un moment dat semnalul să fie repetat și transmis cu asta, nu, ești prin fir. Și atunci când ești prin fir, îți iei internetul cam la aceeași viteză prin care ai primi eu dacă ai fi pe fir normal, pe fir internet. Și un lucru super mișto. Și poți să ai mai multe asemenea adaptoare prin tot felul de camere. Și atunci oamenii primesc acces la internet prin uh, uh, prize de curent electric. Și de curent... Da, da, Spune, nu, nu vreau să te întreb. Exact. De curând uh, am luat de la Amazon e un TP-Link, e un model aici pe care l-am pus în show notes, am dat 65 de lire, reducere de la, nu știu, 69 cât era. Bineînțeles, nu este, nu este foarte ieftin un asemenea aparat, dar cine știe, dacă nu ai chef să ai repetere de wireless, atunci îți iei asemenea adaptoare. Dar vezi că trebuie să -ți... Eu, la ce am pus în show notes aici, este adaptorul cu priză de UK. Dacă cineva din Germania sau din România vrea să cumpere un asemenea adaptor, va trebui să ia cu priză de, de România. Știi? Și, da. și chestia interesantă, asta nu funcționează cum trebuie dacă le pui în prelungitoare. Teoretic funcționează și dacă pui în prelungitor, adică un adaptor lângă router undeva în priză, și celălalt adaptor să fie în prelungitor în camera ta. <laughs> Teoretic funcționează, dar nu la fel de bine pe cum te-ai aștepta. Așa că, importantă figură e este să-l pui direct în priză. Și de când am descoperit treaba asta cu câțiva ani de zile, am zis oriunde mă duc, dacă sunt prea departe de router și nu pot să am un fir să-l aduc prin router, atunci în mod sigur o să-mi iau un asemenea adaptor. Și doi ani de zile am folosit la vechea chirie, eram în camere adiacente, era culmea să iau un fir din ăla de internet, de vreo, ce știu, 10-15 metri, să duc prin camere, prin hol pe dincolo și poate să aduc în cameră să am o legătură prin fir de internet. Nu. Am folosit uh, Pauline Ethernet ăsta, adaptorul, un adaptor mai vechi, dar tot de la tp și a mers foarte bine. Adică routerul avea 100 și ceva de mega, atât aveam și eu în fir. Și în momentul de față, teoretic, routerul ar trebui să scoată, să-mi ofere un giga, Însă ceva se întâmplă și nu mi oferă un giga, așa că o să trebuiască să mai verific. Dar, uite, noi discutăm acum pe internet prin intermediul acelui Powerline Ethernet. Și mă gândesc că în România s-ar putea pune oamenii să cumpere așa ceva. Da, bă, cine are nevoie, e o soluție bună. Eu n-am putut să, să o folosesc, uite, în apartamentul ăsta din care plec, în care încă stau. Am un router... Foarte bun, uh, Fritzbox se numește, e o chestie destul de specifică în Germania și uh, 90% din uh, oamenii conectați la internet folosesc rutere de, de genul Fritzbox. E un router foarte bun, adică cu multe opțiuni, știi, de opțiuni avansate și așa mai departe și care oferă un semnal Wi-Fi destul de bun. Dar pentru că apartamentul ăsta e destul de lung și locul unde am avut eu priza de telefon aici e în birou, e fix în spatele calculatorului la care stau acum, dar asta înseamnă că semnalul nu prea ajunge până în dormitor unde mai am un televizor, mai stau seara, mă uit pe, pe YouTube, pe tabletă și așa mai departe. Și fiind vorba de dispozitive wireless, n-am putut să folosesc Powerline adapter din ăsta și atunci am folosit un repeater clasic de, de wireless. Mm. Um, ăștia de la Fritzbox oferă uh, propriile lor repeatere, care iarăși sunt de foarte bună calitate, doar că costă extrem de mm. mult. E vreo 50 de euro unul sau ceva de genul și n-am vrut să dau atâția bani și am ales o soluție din asta de buget de la TP-Link care e foarte prost. Adică semnalul e execrabil, funcționează doar pe 2,4 GHz și asta înseamnă viteze destul de reduse și cred că odată la două săptămâni trebuie să-l scoți și să-l bag înapoi din, în priză că nu mă mai pot conecta la el, știi. Poate are legătură și cu faptul că nu, nu se pupă ceva 100% cu Fritzbox-ul ăsta, în fine, experiența destul de proastă cu el. Nu l-aș recomanda nimănui, cel puțin nu în configurația asta. Dar uite, din fericire, la apartamentul la care mă mut, are o chestie destul de modernă, mai ales pentru Germania, care e destul de înapoiată la capitolul internet, na? știe da, toată moment. lumea. <laughs> de exemplu, eu acolo momentan nu am luxul unei conexiuni DSL, am un, o conexiune pe cablu de 250 de megabit și nu știu când Dumnezeu o să bage fibra optică și acolo, că se mișcă foarte greu ăștia, în schimb, 250 de megabits nu e chiar rău, e destul de, de în regulă. În schimb, ce am foarte mișto, blocul e nou, e făcut în 2018 și are priză de internet în fiecare cameră, știi? Și există un, un panou, un perete pe hol, cu mai tablou cu siguranță, lângă tablou cu siguranțe e tablou cu internet. Deci, efectiv, acolo ai un, am un fel de mini-server prin ăsta, modemul de cablu, știi? și din modemul de cablu am 8, parcă 8, nici nu contează, uh, mufe, da? prin care pot să peciuiesc uh, cu internet, cablu, mă rog, la priza din camera în care am eu nevoie, știi? Și asta e foarte mișto, că o să peciuiesc și priza din living, și prizele din birouri, și al meu și al nevastă mea, și cu asta basta, am scăpat, nu mai trebuie să folosesc adaptoare de genul Powerline sau mai știu eu ce, nici să mă bazez pe, pe Wi-Fi, știi? E o chestie foarte mișto pe care au implementat-o în blocul ăla și cred că orice bloc după, nu știu, hai să zicem, după 2021, da, ca să nu vorbim despre trecut, indiferent că e în Germania sau în România sau oriunde vrei, tu ar trebui să aibă așa ceva. E o chestie de bun simț până la urmă și e o chestie de confort a, a, utilizatorului, știi? Nu mai trebuie să tragi cabluri, că până la urmă și tu de asta folosești Powerline și oricine ar fi interesat, că nu mai trebuie să tragi cabluri internet prin toată casa de nebun, să găurești pereții, să mufezi și așa mai departe, știi? Ai o soluție centralizată care te scutește de multe bătăi de cap. Uite că tot e pomenit, uite, ne-am uitat noi aici, încă, încă învățăm cum funcționează noul bloc, pentru că noi ne-am mutat într-un loc destul de nou, ridicat abia acum un an, așa că probabil ar trebui să verific și pe aici cum e conexiunile prin, uh, prin uh, perete direct și să mă uit. Poate până la urmă nici nu-mi trebuia Pauline Ethernet, dar l-am luat din timp ca să mă asigur că până la urmă totuși am un internet oriunde mă duc și să nu trebuiască să caut cabluri noastre. Dar uite, vezi că mi-ai dat de gândit acum să trebuiască să verific... Uh, în perioada asta, știi? Și să mă uit mie, mie mi, Mie mi-a sărit în ochi că efectiv, efectiv lângă prizele de curent am prizele de net, știi? Adică nu aveam cum să le ratez. Le-am văzut de când am vizitat prima oară apartamentul și mi s-a părut genial. Adică chestii care te fac să te gândești, bă, de ce nu au toate blocurile chestia asta, știi? Mai ales că vorbim de blocuri noi. Uite, zis un sfat foarte bun, de care nu știam. O să văd, o să văd ce reușesc să fac, nu neapărat astăzi, dar probabil zilele astea, pentru că acum nu vreau să stic aparatura, și legătura mea de internet ca să reușesc să fac podcasturile noastre. -ă, ăsta al nostru și pe altul un român în Londra după ce reușesc să înregistrez podcastul de față. Dar atât. Cine vrea, uite, poate să ia un Paul internet Ethernet de la TP Link și zice că ajunge până la vreo 300 de metri distanță. Poți să ai o, o, un fel de bucătărie de vară și să ai un laptop cu internet acolo. Dacă e pe aceeași rețea cu casa, poți să ai uh, inclusiv până acolo internetul, îți dai seama e, tehnologia a ajuns departe la un moment dat vorbeam cu cineva care era vorba aia, expert în uh, elec uh, chestiuni electrice adică să pună fire în casa omului efect efectiv și era mirat că există un asemenea dispozitiv <laughs> da, um, țin minte când au apărut sistemele astea, cred că au minim 5 ani poate chiar mai mult decât sunt pe piață și primele variante erau așa 100 de megabits, timid Știi, mergeau destul de prost, și uh, na, nu erau perfecționate, și uite că acum s-a ajuns să, să poți folosi conexiuni gigabit fără probleme cu ele. Na, avantajele, adică evoluția tehnologică e, e foarte mare de când au apărut dispozitivele astea. Oricum, cei care ascultă din România podcastul, aș fi curios să aflu dacă se găsește în România așa ceva și cine folosește, dacă folosește cineva. De găsit se găsește cu siguranță, știu sigur că se găsește, dar sunt și eu curios câtă lume folosește sau a folosit dispozitive de genul ăsta versus dat găuri în pereți și tras cabluri internet prin, prin casă. Chiar, chiar, aș fi interesat. Pentru că e o soluție la care nu te gândești din prima, știi? Uite, noi avem altfel de, de situație. Noi stând în chirie, nu știu cum e acolo, la mine, eu aș putea teoretic să dau găuri prin pereți, dar evit să fac chestia asta, știi? Când e casa ta, parcă dacă o gândești din prima, bă, uite, trebuie să-mi duc cablu de internet acolo, acolo și acolo, nu te mai, găsești, nu te mai gândești neapărat la soluții din astea alternative, știi? Da. Cum te cum te norocu, ca să zic așa. Uh, hai să ne uităm la următoarea știre, de la Apple, de exemplu. Hai să vedem cât de norocos te simți tu că ai cumpărat Apple M1 atunci, față de ce au scos ăștia pe piață acum. Mă, um, n-am o problemă cu asta pentru că oricum n-aș fi dat mai mulți bani decât am dat la momentul respectiv pe el În fine, e vorba de faptul că aseară, luni, uh, vezi cum se nimerește tot timpul uh, ăștia de la Apple lansează produsele înainte de podcastul nostru ca să putem da știrile la cald um, A fost lansată noua generație de procesoare M1, uh, numite M1 Pro, respectiv M1 Max care sunt, efectiv, niște variante mai mari și mai forțoase ale procesorului M1 pe care l-au lansat anul trecut cu noua generație MacBook Air și MacBook-urile Pro de 14 inci. Ei bine, acum generația asta nouă de procesoare are. Rolul de a înlocui procesoarele de la Intel, pe care le foloseau cei de la uh, Apple pe MacBook-urile Pro, alea puternice, da? Mac-urile Pro uh, de 14 inch, alea scumpe și alea de 16 inch. Um, și vorbim de niște procesoare uh, pe aceeași tehnologie de, de 5 nanometri, uh, lansată pe procesoarele M1 anul trecut, da, procesoare proprietare Apple cu arhitectură ARM, și ce să zic Numai lucruri de, de bine despre Procesoarele astea um, Oferă mai multe nuclee performante Decât uh, varianta lansată Anul trecut uh, De două mai multe nu, nuclee grafice Sunt o grămadă de detalii date Inclusiv în articolul ăsta de la Nantec um, Care pe hârtie sună foarte bine Dar nu are loc să plictisim lumea Cu, cu cifre um, Important lucru e Că cei de la Apple zic că Performanțele generației ăstea de, de procesoare sunt de aproape două ori mai mari decât cel mai puternic procesor mobil oferit în momentul de față de uh, concurență, na, în principiu decât concurența de la Intel, în condițiile în care consumă cu 70% mai puțin curent electric. Deci, de fapt, despre asta e vorba foarte, uh, foarte mult la generația asta nouă de procesoare de la. Apple, nu doar că sunt mult mai puternice decât, decât concurența bazată pe arhitectura clasică X86, dar fac chestia asta consumând mult, mult, mult mai puțin energie electrică. Ceea ce înseamnă automat o durată mult mai mare de viața bateriei, economic o energie electrică, pentru cine e important și ar trebui să fie important pentru noi toți, pentru că nu vorbim doar de bani, deși și aia contează că toate lucrurile s-au scumpit și iarna asta o să plătim de să ne, ne iasă pe nas facturi, și, na, până la urmă, pentru cei care chiar au nevoie de performanțele astea, procesoarele M1 Max sunt ele cele mai puternice, cu GPU cu 32 de nuclee, 8 nuclee performante și două eficiente. Au făcut arhitectura asta hibrid și chiar ieri sau azi văzusem că urmează și Intel să lanseze în curând niște procesoare din astea hibride X86, adică hibrid înseamnă cu două sau mai multe nuclee um, high efficiency, adică cu consum redus de energie, dar performanțe mai slabe, și uh, separat nuclee high performance, la cele în care consumul de energie nu mai contează, importantă e performanța. Um, Cam asta ar fi pe partea strict de procesor. Bineînțeles că Apple a lansat odată cu generația asta de procesoare și noile MacBook-uri de, de 14 și de 16 inch, MacBook-uri Pro, care arată extrem de bine, ca de obicei designul Apple, indiferent că îți place Apple sau nu, nu prea ai ce să-i comentezi, e foarte mișto, simplu și eficient. În schimb, ce au făcut, așa, cumva neașteptat, au reintrodus niște chestii pe care toată lumea și le-a dorit în momentul în care le-au scos. Uh, ultima generație am impresia că nu oferea decât niște porturi Thunderbolt, da, USB-C, ăsta de mare viteză, o mufă jack și cam atât. Și toată lumea s-a plâns că ești dependent de dongle și de tot felul de adaptoare, chiar și ca să conectezi un monitor extern sau să faci absolut orice cu, cu laptopul ăla, na, pentru că majoritatea oamenilor au nevoie ba de un monitor extern, ba de un mouse care nu neapărat se cumpără direct pe thunderbolt, îți trebuie o tonă de adaptoare. În fine, ideea e că s-au întors un pic Apple la ceea ce oamenii au cerut, ceea ce ei nu prea fac de regulă, da? ei merg înainte pe calea lor și nu contează ce, spun, ce spune lumea. Și nu doar că oferă un port HDMI pe generația asta nouă de laptopuri, oferă chiar și un cititor de, de carduri, microSD sau SD, normal, nu mai știu exact, în fine, un cititor de carduri. Și mai mult decât atât, s-au reîntors la uh, conexiunea MagSafe pentru încărcătoare, care e una din cele mai faine inovații Apple, uh, e vorba de conectoarele alea de uh, energie electrică magnetice. Foarte ușor de conectat, și care, dacă cumva le agăți din greșeală, nu o să tragă laptopul pe jos de pe masă, știi. Um, generația trecută, și inclusiv MacBook-ul meu de anul trecut, se încarcă prin USB-C. Ceea ce e foarte ok, că, în general, poți să folosești orice fel de cablu și chiar și un încărcător de telefon dacă nu-l nu -l găsești pe, pe la lui la uh, repezeală, dar. Na, există riscul ăsta. Dacă, Doamne ferește, te agăți de cablu, o să zboare laptopul cât colo și așa mai departe. Mac să-i fevită chestia asta. Și cumva au făcut așa o combinație de uh, procesare extrem de puternice, in-house, um, plus uh, au readus uh, elementele pe care publicul le cerea în materie de conectică, și cumva au făcut din generația asta de, de laptopuri Apple o chestie greu de refuzat dacă ești în căutarea unui laptop performant nou. Aștept cu nerăbdare primele teste, că momentan abia s-au lansat, probabil o să mai treacă o săptămână sau două până o să vedem primele teste, să vedem într-adevăr cât de performante sunt procesoarele astea, dar la cum arată lucrurile și la cum au arătat lucrurile cu prima generație M1, mă aștept la, la, niște rezultate extrem de bune din, din partea lor. Foarte pe scurt despre prețuri, n-am -am prea apucat să văd cât costă, nici nu m-a interesat că nu mm. mă aflu în căutare în momentul de față. Cert e că am citit așa pe repezeală că configurația maximă posibilă, adică cel mai scump MacBook Pro pe care îl poți cumpăra din generația asta, ar costa undeva la 6.000 de dolari. Asta înseamnă cu upgrade la memorie, upgrade la RAM, cel mai puternic procesor și așa mai departe. Dar oricum extrem, extrem de mult. Dar prețurile pornesc undeva de la 1500 de dolari, cred, sau ceva uh -huh. de genul. Uite, și am, găsit, pentru am găsit la la Tom's Hardware, chiar, chiar în show nu ți-am pus unic acolo, și spunea la un moment dat că prețurile vor începe de la 2000 2.000 de dolari. Și se poate da. face pre-order deja de azi de mâine, de ieri, de azi, ceva de genul ăsta, știi? Da. Nu, da, nu chiar e rău. Că adică e. pentru cine caută un laptop performance, probabil că sunt puține opțiuni comparabile, mai ales în materie de performanță, cel puțin la cum se laudă ei. Și o tind să cred că e chiar așa. Adică, în general, la capitolul performanță, să dăm cezarului ce al cezarului, Apple de multe ori rupe gura târgului dar rămâne de văzut, rămâne de văzut exact ce înseamnă asta în practică, pentru că cifre și miliarde de tranzistori și gig sute de gigabytes de lățime de bandă contează mai puțin dacă experiența în utilizare nu e una bună, știi? Mă, oricum, dacă te uiți după stick după cifrele astea, să știi că bate, bate foarte bine și vechea generație de mună, dar și, și o bună parte din calculatoarele de astăzi. Chiar mă gândeam da, așa la la un mic aspect așa istoric prin 2015 aveam, încă aveam emisiunea la TVS Brașov și chiar am pus în show nou un link către episodul numit Calculatoarele, sezonul 1, episodul 5 în care făceam un, un mic istoric al calculatorelor pe acolo, știi? Când abia începusem să mă învăț să stau în fața camerelor, o să vezi că am și părul mai lung și așa mai departe. Interesantă chestie, în 2015 era foarte cunoscut Intel generația 5. Broadwell. 1,3 miliarde de tranzistori și toată lumea se, se dădea cu fundul de pământ, a zis, ziceau, să ajungi la un miliard și ceva de tranzistori este un lucru extraordinar de bun, e incredibil, unde am ajuns noi ca tehnologie. 2015. 6 ani mai târziu, suntem la Apple, care în versiunea aia altă, cum îi zice, M1 Max, ajunge la 57 de miliarde. Nu de 10 ori mai mult de 50 de ori, aproape, ce, de 40 de ori mai mult. De 40 de ori mai mulți tranzistori. Bineînțeles da, că... e impresionant. Că te, atunci când te uiți la dimensiunea în sine a procesorului, sunt sigur că este mult mai mare față de cum era Broadwell, ca suprafață reală, știi? Dar totuși, 57 de miliarde de tranzistori ca să ai acolo e un lucru extraordinar de mare. Și gândește-te, când zice 400 de gigabits pe secundă memorie și merge până la 64 de giga de memorie, nu știu acum, mă, mă gândesc că o fi memorie, ce, DDR4 cel puțin, ceva de genul ăsta. Nu contează. La Cred 64 da. de giga la 64 de giga nu numai bine. Gândește-te, uite, dacă vrei să te, să te pui să faci lucrări în video editing, Photoshop, ce vrei tu, pentru că în, în, mare parte chestiile astea de Apple sunt orientate către productivitate în, asta, în genul ăsta. În Oamenii o să și ia probabil M1 Pro sau M1 Max, pentru că acolo dacă editezi un fiș, o imagine din de 50 de mega pe 50.000 pe 50.000, cine știe, să faci un poster din aia super simpatic în Photoshop, să ai nevoie de enorm de multă memorie, nici nu știu dacă ți ajunge 32 de giga, trebuie să te duci probabil pe la 64 de giga. Și oamenii vor plăti banii ăștia. Da, pentru cine pare de gând să le folosească productiv laptop-urile astea, probabil că și merită banii, știi? Mm -hmm. uh, pentru mine e mai mult decât suficient MacBook air ăla. Până la urmă, M1 uh, simplu e doar versiunea de bază a lui M1 Pro și M1 Max. Nu vorbim de o generație nouă neapărat de procesare, e, o genera e aceeași generație de procesoare cu mai multe nuclee și probabil ceva îmbunătățiri, ceva optimizări, știi? adică da. versus 8 nuclee, câte are M1 clasic, de aici uh, la M1 Pro. Uh, poți Mai avea două, până la... la 10 dacă nu mă înșel și la M1 Max până la 32, știi? Deci vorbim iarăși de, de aplicații destul de ah, intensive pe partea de procesare. Te referi la GPU cores, nu, nu CPU cores că aici în, la Tom's Hardware e un tabel chiar foarte fain tabel, pardon, are CPU cores, M1 are 8 nuclee și M1 Max merge la 10 nuclee Dar da, la cred, GPU... că am, cred că am zis da. greșit, da. La nuclee de GPU M1 are până la 8, M1 Pro are până la 16 și M1 Max are până la 32. Da, e, am, e am citit-o greșit, da. așa e. e. E ceva acolo, e ceva. Pentru cine vrea să dea banii aia? Sincer, dar fiindcă eu îmi fac mai toată munca de acasă, să am 5.000 de dolari, bineînțeles că îmi fac un uh, dispozitiv pe Windows, clasic, îmi iau un procesor cât se poate de bun și de diferența aia pot să am și o 64 de giga de RAM și cine știe un RTX 3090 Super Plus TI, știi, adică totul la un loc, la banii așa 5.000 de dolari, îți dai seama cât este. Dar vor fi oameni am care bine. vor plăti, știi? <coughs> și... Yeah e foarte important modul în care îl folosești, pentru ce fel de aplicație ai nevoie. Iarăși eu nu recomand niciunui utilizator caznic să dea banii pe așa ceva, decât dacă efectiv nu are nimic mai bun de făcut cu ei. Dar pentru un profesionist care are nevoie să facă editare foto-video on the go, da, pe drum sau mai știu eu, în ce situații, un PC evident că nu-l nu aranjează neapărat. Știi? Și atunci, exact. într-un laptop... Na și 57 de miliarde de, de, de tranzistori. Bineînțeles, pe mine mă fascinează din când în când să mă opresc să mă uit. Băi, asta e o nebunie totală când vezi cât de cât tranzistori sunt puși acolo să facă toată treaba aia. Undeva prin 2015, când am făcut și eu episodul ăsta cu calculatoarele, facem o comparație că dacă ar fi la un moment dat să pui tot felul de lucruri din asta mână la mână, să imiți aceste tranzistoare, atunci gândește-te că și ai vrea să le faci în sistemul ăla clasic, și un transistor să-l faci de 1, 2, 5 cm, ți-ar ocupa probabil un oraș cât Londra, un asemenea procesor, știi? Dacă ai vrea să faci. Foarte interesant. Uh, oricum, e incredibil ce au reușit să facă ăștia și le urăm uh, succes. Da, uh, abia aștept să văd primele review -uri. chiar uh, mă aștept la lucruri foarte bune din, uh, din partea procesorilor ăstra. Bun, hai să mergem pe mai departe. Vreau să merg la History of the Web. Nu știu dacă ești abonat la oamenii ăștia? Nope. Nu. nu. E, un, e un website foarte interesant, e thehistoryoftheweb.com și mi se pare că o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, ai tot felul de știri din asta foarte interesante legate de ce s-a mai întâmplat în istorie prin anii 90, 90 95 ceva de genul ăsta, știi? Și ideea foarte interesantă, într-un articol recent apărut, mi se pare chiar acum, pe, chiar astăzi a fost, ci că a apărut un articol numit Anii 90 era City Guide. Acum nu știu cum a fost, că eu pe internet am reușit să intru undeva după anul 2000, ceva de genul ăsta. Săteam și la internet în perioada aia, în perioada liceului, 99-2003, și mergeam la internet, doar la internet cafe, unde puteam să mă joc la un moment dat Hercules. Și intram pe Mirc să discut cu oameni din alte țări și ce vremuri. Știe? Da, ce vremuri. Și aia era internetul pentru mine. Intru puțin pe Mirc, îmi fac un Yahoo Messenger și cam asta este totul. Și asta era în perioada lui 2001, 2002, 2003, ceva de genul ăsta. Aștea prin 96 în Silicon Valley, 96-97, e deja construiseră City Guide. Și ghici cine s-a dus în 1997 în, în Silicon Valley să-și încerce norocul ca programator la firmele mari. <laughs> nu am idee. Elon Musk. Ok. Deci el s-a dus acolo și, văzând că nu reușește să se angajeze la firmele care îi conveneau lui, la un moment dat a reușit să se înhame, să zicem așa, cu fratele lui Kimbal și împreună cu un investor pe numele lui Greg Curie să creeze propria lor companie de internet și au numit-o Zip 2 care este, este tot un fel de city guide, ceva de genul ăsta, un fel de yellow page sau pagina aurii pentru website-uri, adică un cod poștal și ce firme și ce lucruri faine găsești pe acolo și asta era în 97, omul ăsta Elon Musk până la urmă a reușit să urce până la poziția de CTO într-un an și ceva la firma respectivă și bineînțeles Zip 2 a fost până la urmă cumpărat de o altă firmă mai mare mai încolo și intrase, Zip2 intrase în parteneriat cu New York Times, care New York Times a fost, mi se pare, unul dintre primele ziare din asta de circulație mare, care să aibă o prezență pe digital. Cred că înainte de New York Times a fost până la urmă Wired, care avea un fel de prezență online, încă de prin anii 80, într-un fel de forum, un forum ordinale. Dar, oricum, New York Times a fost cumva înaintea vremurilor, știi? Și atunci ei s-au ei aliat cu Elon Musk și Zip2 ca să prezinte niște chestiuni legate de zip code și prezentări pe o orașe, ce, ce, oferte ai, ce firme găsești, știi? Și foarte interesantă poate chestia asta la nici doi ani de zile de când au început ăștia să facă Zip2. Și asta era perioada și în care, să zicem, Microsoft mai mai să se bage pe chestiuni de internet, știi? <laughs> și să mănânce tot felul de filme, mari, tot ce reușea să prindă, știi? Și cum îi zice, ei, ei, au reușit ăștia de la Zip2 să scape de mușcătura internetului pentru că erau uniți cumva cu cei de la The New York Times și s-au conferit de chestia asta. Dar alte firme gen Napster și cine știe ce mai alt, ce mai fost, au avut cumva de suferit de pe urma Microsoft, știi, în perioada aia. Erau, erau foarte dăcoși ăștia de la Microsoft atunci prin anii 90. Și, da? uite, Microsoft chiar făcuseră ei o versiune a lor numită sidewalk, trotuar. Numai că n-a prins. Și când te uiți și la designul ăla, vezi în show notes, când te uiți și la designul sidewalk față de Zip2, uh, nu inspiră prea multă încredere, știi? Zip2 parcă părea mai, mai interesant. Aveau și gifuri. zip 2 <laughs> Și da. asta. Și până la urmă... Era o, o epocă în care companiile astea mari de genul Microsoft încercau să inoveze și cumva să oferă o alternativă la ce încercau startup-urile de gen Zip2 și așa mai departe, în ziua de azi efectiv i-ar fi cumpărat și atâta. I Ar fi zis, bă, ziceți repede cât vreți că nu mai, nu mai vrem să avem de-a face cu voi. Mm -hmm. Exact. Și uite, omul nostru, Elon Musk, la un moment dat prin nou, 1999 ajunsese CEO-ul la firma asta pe care până la urmă cum îi zice a crescut sănătos de bine încât a ajuns să fie cumpărată de compac. Efectiv, compac. Și cumva sub umbrela alta vista, știi? Și foarte interesantă figură. Până la urmă, deci în 1999, după ce Elon Musk a vândut Zip2, a avut niște bănuți și și-a făcut o altă firmă numită X.com, care firmă la rândul ei a ajuns să fie cumpărată de PayPal și așa mai departe. Și de acolo ei la masă au reușit să facă și mai mulți bani și să ajungă în punctul în care, să, zi, să zicem, îl cunoaștem noi pe astăzi cu ideea lui de a SpaceX și Tesla. Dar e interesant de văzut, uite, și omul nostru a început ca programator și s-a dus la, în Silicon Valley. Bineînțeles, până la urmă trebuie să ai ceva sprijin, pentru că nu oricine ajunge în Silicon Valley, chiar dacă e vorba să se angajeze acolo. trebuie o viză de lucru, ceva, știi? Nu un muritor oarecare poate să ajungă în Silicon Valley, știi? Da, așa e. Uite, eu, dacă tot vorbim de Elon Musk și de aventurile lui în, în afaceri, am și o recomandare de carte pe săptămâna asta, nu mai știu dacă am recomandat-o sau nu, s-ar putea să mai fi povestit de ea. Citesc momentan o carte care se numește Power Play, care este practic istoria companiei Tesla, de la începuturi și până în prezent. E scrisă de Tim Higgins. Nu știu dacă se găsește în limba română, eu am luat-o în limba engleză și e foarte interesantă, povestește efectiv despre, încă sunt de la începuturile istoriei, am ajuns pe undeva pe la 2011, e vorba despre modul în care s-a apucat de Tesla sau modul în care a început Elon Musk să investească în Tesla, cum a ajuns la ei, de ce și așa mai departe, nu vreau să dau spoilere din carte, mai ales că nici n-am terminat-o. Um, dar e foarte interesant tot parcursul și pe lângă povestea în sine a companiei și cum au evoluat lucrurile, um, puteți afla citind-o mai multe și despre caracterul lui, lui, lui Elon Musk um, noi îl vedem la televizor așa, numai în ipostaze bune și de uh, geniu nebun și ușor amuzant, dar nu a fost întotdeauna așa, adică momentele în care a fost nevoie să ia niște decizii radicale, uh, le-a luat efectiv fără să clipească, știi? Și la e un Elon Musk pe care nu foarte multă lume îl îl vede și îl știe. O anecdotă de la discuțiile ce le aveau ei cu SpaceX, de exemplu, la un moment dat, spunea Elon Musk, zice, eu în două luni de zile vreau să-mi faceți un booster care reușește să aterizeze singur înapoi. Și inginerii de acolo le-au spus vă câțiva, băi, vezi că chestia asta nu poate să fie făcută mai devreme de vreo doi ani de zile. Și oamenii erau pricepuți, lucrase la alte proiecte înainte, știi? Și Elon Musk i-a spus, ok, nu-mi place ce ziceți voi, și vă dau o Iată, tata, instant. Ce s-a întâmplat? Până la urmă a reușit să facă acele bustere în 2 ani de zile, așa, exact cum spusese oamenii respectivi, știi? <laughs> și atunci, ăsta e stilul de om, Elon Musk. Vă pun la lucru, a. vă rup în bucăți, ne vine să-mi scoateți neapărat. Și am văzut că nu e, nu e primul care face chestii asta, am văzut și la firme NASA mai mari și aici, prin Londra, prin UK, Uh, dacă le spui adevărul, le spui, băi, uite, nu prea merge, că durează x, y timp, nu le convine de tine și cumva te trimit în lateral, îl zice, lucrează tu la alte chestii, dar de pe proiectele importante te, te dăm la o parte. Dar dacă îi minți, da, reușim să facem și după aia vii cu alte idei, tot alte idei, tot alte idei, ca să justifici întârzierile, cumva, cumva te acceptă. E, 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 e necinsit, și supărător că se întâmplă treaba asta, dar uite, și cazul ăla, anecdota cu Elon Musk a demonstrat-o. Cineva i-a promis că face în două luni de zile și l a dus că zahărelul timp de doi ani de zile. E da, dar știi care e chestia? Cumva lucrurile astea se răsfrâng din ce în ce mai mult în, în viața reală, nu? Nu știu, poate știe vreunul din, din, din ascultătorii noștri parcă metoda asta de lucru se numește Agile, știi? I-au dat un nume din ăsta foarte simpatic prin care efectiv iterezi versiuni mai noi ale unui program sau ale unei aplicații sau unui produs oarecare, inclusiv din feedback-ul pe care îl primești de la clienții nemulțumiți, da? Să nu uităm, uite, de exemplu, a fost n-am prea vorbit despre asta la podcast a fost lansat deodată cu noua generație iPhone și iOS 15 care promite multe funcții noi și așa mai departe și unele dintre funcțiile pe care au, unele din funcțiile ce au fost promise la lansare nu au fost implementate direct în varianta 15.0, știi? Altele n-au funcționat cum trebuie și deja suntem la 15.0.2 pentru că au mai urmat încă două iterații ale softului, ne fiind perfect, știi? Păi, și practic asta fac și ei. Îți oferă ei. un produs da. pe care nu-l pot livra de fapt, știi? Și o să-l mai o să mai adauge variantele sau opțiuni la el pe parcurs. Chestia e că asta e deceptive marketing și cred că toată lumea își dă seama că asta este. Inclusiv atunci da, când... și cu toate astea toți cumpărăm. Exact. Pentru că trăim în ideea că va fi așa. Și atunci când Steve Jobs în 2007 a făcut prezentarea, am citit cartea în care erau, în care se vorbea de, să zicem, rivalitatea între Android și Apple, iOS, pardon, Inclusiv în momentul în care Steve Jobs a făcut prezentarea, toți inginerii au spus, când ajungi în punctul ăsta, nu fă gestul următor. Nu fă aia, nu fă aia. Au spus foarte exact. Și atunci Steve Jobs stătea, nu știu câte zile, câteva ore pe zi, ca să țină minte cum să facă prezentarea respectivă, pentru că dacă greșea puțin și vrea să mai adauge pe cineva la CC în e sau ceva, pica toată aplicația și se închidea telefonul, se resarta. Și atunci el, când a făcut iPhone-ul și l-a prezentat atunci, toată lumea era impresionată, dar ăla avea mii de baguri. <gântă -i> Înțelegi? Și toată da. lumea a, 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 mușcat gălușca asta cu visul iPhone, au cumpărat la pe bandă rulantă și, bineînțeles, cum zici tu, au iterat. Dar asta nu e metoda Agile, că noi aplicăm la muncă în Web Development Agile. a nu e metoda Agile să spui ceva că faci în două săptămâni, deși știi că se poate face în an de zile. Nu, ai altă poveste. La Agile, ce spui? Ai un proiect, știi că durează, să zicem, probabil câteva luni de zile și, bineînțeles, încep cu un POC, vezi cum este, minimum POC, după aia mergi pe minimum viable product și după aia iterezi pe ăla, pe mai departe și atunci estimările de timp se, se îngustează, ca să, să zicem așa, în loc de a spune 2 ani, spui un an și 4 luni, după aia zici un an și 3 luni și o săptămână. Și pe măsură ce ajungi spre finalizarea, să zicem, produsului, ca să zic așa. Nu, ăștia care zic că e prin Agile, ca, se scuză iurea, n-are nicio treabă, știi? Și revenind la ideea ta cu Elon Musk, da, este un om care poate, poate preferă să fie mințit. nu știu să zic. Uh, trebuie să-mi iau cartea aia. Neapărat să neapărat să-mi dai linkul să pun și eu pe aici, pe undeva, în show notes, ca să o citesc, să văd și eu despre omul ăsta. Da, eu am un cont de Goodreads unde trec, unde mi-adau cărțile pe care le citesc și pe care doresc să le citesc și așa mai departe, cu numele meu întreg Vlad Bănică, cred că mă poate găsi cine dorește să, să vadă ce cite și ce-am mai citit. Um, dar trebuie la secțiunea de Friends pentru cine folosește Goodreads, da? că dacă cauți Goodreads acolo unde scrie Search Books, o să găsești probabil alt autor pe nume Vlad Bănică. Dacă vrei să fim prieteni pe Goodreads, mă găsești la Friends. Um, o să-ți dau și ție, Manu, link de la carte, cred că de pe Amazon sau ceva. Um, și, na, o pui acolo pentru cine e interesat. Cool. Hai să mergem la știrea ta. Sunt foarte curios să aflu cum e treaba aia cu Ogori Indoor. Um, da, o știre care mi-a atras atenție din, din feed-ul meu de săptămână asta a fost um, fix chestia asta, și anume faptul că LG a, lanseat, a lansat în Corea de Sud, cel puțin momentan, un, un fel de dispozitiv de ăsta de cultivat plante și legume numit T1 care provine dintr-un cuvânt corean, care înseamnă ceva de genul. Uh, uh, C -c 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 cum îi zice? Uh, Scuze, stai două secunde. Când vine acum, uh, încolțit, știi? Aha. Dar nu încolțit când te prinde poliția, ci încolțit când încolțește o sămânță sau o plantă, știi? Exact. Și de ce mi-a plăcut și mi-a atras atenția știrea asta? Pentru că mie îmi place uh, chestia asta cu, cu cultivat de, de plante indoor, mai ales plante funcționale, plante pe care le poți mânca, știi? Uh, uite și eu am crescut în ultimii ani, uh, peste tot pe unde am avut loc, ba niște roșioare, ba niște ardei, cât am putut și eu, că stau totuși la bloc și uh, n-am reușit să cultiv mare lucru, deși ai fi surprins. Acum vreo două luni când am mers să văd apartamentul ăsta în care, merg, în care mă mut acum, am tras concluzia că unul dintre vecini avea pe balcon, pe lângă vreo două plante de roșii destul de serioase, și o floare soarelui și un, o tulpină de porumb, care chiar a făcut porumb, înțelegi? Deci unii oameni cultivă orice, chiar și într-un balcon de, de apartament. În fine, Ideea e că scula asta, LGT1, arată așa cum, cum povesteam noi înainte de podcast, că ziceai tu că ai la nou apartament un fel de frigider de vinuri, cam așa arată și ăsta, arată ca un mini frigider cu o ușă probabil de sticlă și înăuntru poți cultiva plante sau cel puțin așa susțin ăștia. Acum eu sunt un pic în dubii uitându-mă în poza asta cât de mari pot fi plantele alea pe care le cultiv. Pare mai degrabă un dispozitiv de început de germinat, știi, sau de început o cultură pe care urmează să o transplantez undeva. Dar ei susțin că trebuie pur și simplu să instalezi un kit din asta de semințe pe rafturile dispozitivului, să-i dai apă și îngrășăminte și poți să-ți crești propriile plante în 4 până la 8 săptămâni. Deci e un fel de idee, am zis un fel de ogor indoor, da? pentru că e ca, un, ca o proprie grădină din asta de apartament sau de locuință, cum vrei să-i spui. Um, Dar nu știu ce fel de plante or să crească în, în chestia aia, pentru că pare destul de mică, adică uite, eu am cumpărat anul ăsta cele mai mici plante de roșii pe care le-am putut găsi și tot sunt mai mari decât ar fi putut încă pe an în, în chestia aia, știi? Poate niște sălățele, așa, niște tufe de, de da, patrunjel ai știi. putea să cultivi dar ei zic că oferă, nu mai știu cât, vreo 20 de feluri de semințe pe care le poți crește, pentru că ăștia de la LG vor vinde, bineînțeles, și semințe compatibile cu sistemul lor, nu poți să cumperi așa orice fel de semințe, bine, bineînțeles, tu poți să cumperi orice fel de semințe vrei, dar LG îți vinde deja semințe potrivite pentru aparatul ăsta. În schimb, ce m-a șocat e cât de scump e, e 1.255 de dolari, ceea ce, până la urmă, pentru un aparat de genul ăsta e mult, adică e efectiv îl iei de fan dacă îl iei, pentru că nu o să-ți scoți niciodată banii aia cu cât de puțin poate să, să, țină și să, să cultive el, știi? Na, ca idee o demonstrație din asta de tehnologie mai mult sau mai puțin necesară sau mai mult sau mai puțin utilă. Eu sunt sceptic uitându-mă așa la poze și la ce scrie în articolul ăsta. Dar ideea e că, uite, unele companii LG în, în speță lucrează pă, și pe partea asta de indoor uh, plants, food, ce vrei tu, da? Că scopul nu e să pă, crești în el uh, mușcate, ci probabil ceva de mâncare, știi? Și poate nici aia, doar pe post de, să zicem, hobby, ceva de genul ăsta. Un ce? hobby foarte scump, adică cum să zic eu, să pui niște semințe afară sau într-un ghiveci mult mai ieftin. Poți să pui de 1250 de dolari miliarde de semințe unde vrei tu. <laughs> da, uite, de bani ăștia poți să faci foarte multe chestiuni. Dar gândește-te că are și probabil un aspect cultural toată treaba asta, știi? Adică cel mai probabil este potrivit pentru piața din Corea și nu foarte mult pentru Europa, de exemplu, știi? Da, da ai dreptate, dar mi-ar plăcea să văd una mai pe viu, știi? Bun, și acum hai să trecem la știrea asta altă a mea pe care am pregătit-o, Ultima pe astăzi, ca să nu mai plictisim oamenii, de la Bleeping Computer. Cică Canon, firma de printere Canon, blochează funcțiile de scanare și fax dacă nu ai cerneală la, la anumite modele All-in-One. Nu știu dacă ai auzit de știrea asta, dar atât de mult s-au scandalizat oamenii în America încât au început să dea în judecată Canon pe, pe chestia asta. Și... Da, foarte bine. Sunt din ce în ce mai jegoși toți producătorii de imprimante. Gândește-te că eu am o imprimantă din ea, un HP un Inkjet ce e, 4650, dacă să mă gândesc bine, și am dat pe imprimanta aia 60 de lire. <laughs> Acum, de fiecare dată când trebuia să iau, să iau cartușe din asta noi, dau 30 de lire pe câte un set de cartușe. Și nu mă duce mult, adică vreo 100-200 de pagini, ceva de genul ăsta, după aia gata, e mobă, trebuie să iau din nou 30 de lire, din nou 30. Și chiar am zis la un moment dat că vreau să cumpăr o imprimantă din aia cu, cu ink tank, știi, cu un tank din cu un tank, cu un da, rezervor așa vreau de sub și, și, chiar aia o să și facem, cum am zis, vreau să-mi fac un upgrade la toolurile astea de înregistrare pentru podcast, și bineînțeles și la imprimantă. Sunt imprimantele alea care au ink tank, nu știu acum ce modele, dar ideea este că cu o asemenea imprimantă, mi se pare că am povestit de ea pe în urmă cu vreo jumătate de an, dacă nu mai mult, poți să faci undeva între 1000 și 3000 de pagini să printezi. Și atunci merită. Bineînțeles, gândește-te că până la urmă plătești vreo 200-300 de euro pe o imprimantă din aia, pui cerneală suficientă și apoi mii de pagini le ai la dispoziție și o să fii foarte bine scăpat. Ei, cu asemenea tipuri de imprimante, Canon s-a gândit să facă o figură. De ce? E... Ce model? Zicea la un moment dat de modelul la PIXMA MG6320. Mi se pare că e tot din ala care are un ink tank faci mii de pagini, dar după ce printezi mii de pagini cu modelul ăla, <gângă> la un moment dat, ce se întâmplă? Nu-ți mai dă voie să scanezi și să faci, să trimiți fax. Și acum zic și mie, care e legătura între printare și fax? Și spun nu, nu. Oamenii oamenii sunt super jegoși, um, și o zic cu toată responsabilitatea și încurajez toată lumea să nu cumpere imprimante de la nimeni decât dacă are super mare nevoie de ele și să-și facă foarte bine temele în legătură cu ce limitări are uh, dispozitivul respectiv. Pentru că, cum să zic, eu ar trebui în primul rând să fie ilegal să condiționezi funcționarea unui scanner de o altă funcție pe care tu nu vrei să o uh, folosești la momentul respectiv. E ca și cum, nu știu, nu m-ar lăsa mașina mea să deschid porbagajul că n-am suficientă motorină, știi? cum vine asta? Adică eu nu... nu, nu, nu are noi, mă, n are logică așa ceva, știi? Și toată chestia asta a început în urmă cu mulți ani, când au început să te oblige și practic orice soft de imprimantă descarci, e 90% Uh, constrângere în a cumpăra cerneală de la ei și 20% drivere, știi? Da. Uh, 10% drivere. Și tot așa. Deci au devenit efectiv niște lacomi, ca în multe alte domenii și tot ce vor e să te stoarcă de ultimul bănuț să cumperi cerneală nesimțit de scumpă la rândul ei și uh, să o cumperi doar de la ei și cumva treaba asta cu ink tank-urile era soluția. Dacă, bă, iau o imprimantă cu cartușe mari, umplu cerneală de unde vreau eu, când vreau eu, când am nevoie. Dar dacă reușești să facă și chestia asta și să te forțeze să bagi cerneală în ea când, când tu nu ai nevoie să printezi, vrei să folosești alte funcții, mamă, m-am enervat. Nu mm -hmm. mai continui că m-am enervat. Uite, uh, modelul PIXMA MG 6320 are cartușele alea micuțe, cum și noi cu bureți înăuntru. Efectiv, eu au un fel de burete cu cerneală, că nu sunt chiar așa. Și au un alt model, care e iarăși în discuție, e PIXMA MX710, ăsta care are ink tanks. Deci, greșeală. PIXMA MX710 are ink tanks, ălălaltul are cartușe în alea normale. Dar ghezoată, știi că la un moment dat puteai să-ți cumperi uh, cerneală și un fel de serincă. Puteai băga în, uh, în da, cartușele. Da, pe vremuri. Pe pe mai de Dar și atunci erau probleme că la un moment dat zicea, am descoperit, chiar imprimanta zicea, am descoperit că ai reîncărcat și nu aveai voie și s-ar putea să nu-ți meargă bine imprimanta, știi? <laughs> Figuri din asta ordinare. Și adevărul e că aici vezi o nesimțire foarte mare. Nesimțire destul de mare ca cea de la John Deere și alte chestii legate de right to repair. Bineînțeles, nu e direct legat de right to repair, ci e legat de nesimțirea unei firme care într-un fel are un monopol pe un anumit domeniu și îți bagă niște condiții în astea oneroase care n-au niciun fel de legătură cu efectiv nimic, înțelegi? Și atunci toată figura asta a dus la proces, de exemplu e un tip Lee Craft, nu știu cum e, David Lee Craft a, dat, a deschis un class action lawsuit cu câteva zile, adică săptămâna trecută o săptămână, ceva de genul ăsta, în SUA, pentru că nu mai putea să scaneze și să trimite faxuri când nu mai avea, să zicem, ceneală în acele cartușe. Și class action la Lawsuit, asta înseamnă că sunt procese în care mai mulți oameni se întâlnesc, se strâng la un loc, să dea în judecată o anumită entitate, o persoană și așa mai departe. Și se pare că nu e prima oară când chiar nu a făcut treaba asta. Încă din 2016 încoace tot a făcut probleme din asta și au mai fost situații despre care am mai, uh, s-au mai discutat și s-au plâns oamenii. Uite, chiar în, pe 3 februarie 2016 se plândeau. <laughs> Știi? I ran out of ink and would like to scan the document using. Is that possible? Deci oamenii întrebau, băi, nu mai am ink și pot îmi permis să scanez. mai de care e legătura? Și aici e o chestie foarte interesantă și bun de știut când îți iei imprimantă și cred că orice fel de obiect pe care le iei trebuie să te la tot setul de funcționalități și să vezi dacă sunt condiționate. Sincer, eu ca client obișnuit, eu nu ar trebui să mă uit la treburile astea. Efectiv, nu ar trebui să mă uit. Și mă bucură că există procesul ăsta și ce o să fie? O să fie un proces care se va termina, termina în settlement. Adică nu să se ajungă un punct în care judecătorii să dea un verdict, ci până la urmă Canon, până la, urmă, cred că va, va schimba niște drivere, în așa fel încât să permită să scaneze oamenii și va da niște sute de mii, milioane de dolari aici colo ca, ca să, scape de problemă. Știi? Nu cred că se ajunge până la urmă la judecată în toată regula. Dacă chiar ne duce până la judecată pe mai departe, înseamnă că sunt inițial cam proști. Dar asta este problema când vezi că anumite companii se cred prea mari. Și efectiv, și mi se pare că nu ar fi primii care, se, <laughs> care au făcut treaba asta. Și e interesantă chestie, uite, că procesul ăsta, a fost deschis la New York și se cer 5 milioane de dolari în, în pagube, de tot felul de chestii, știi? 5 milioane, uite, așa, mă, s-ar pe ei. Și, ăștia de la Bipin Computer au contactat chiar în USA să, să primească un punct de vedere din partea lor, dar n-au primit, știi? Dar adevărul e că și pe Twitter am văzut la un moment dat, oamenii promovau articolul ăsta, chiar de la Bipin Computer, și spune nu toți eroii poartă costume speciale de supereroi. Știi, unii dintre ei dau în judecată firmele nesimțite. Și tipul ăsta ori a avut bani, ori a avut curaj, nu știu cum, de a dată până la urmă în judecată Canon. Și n-ar fi primii. Adevărul e că orice fel de firmă care face treburile asta să condiționeze funcționalitatea de existență existență altea, care nu are nicio legătură, efectiv, trebuie luați puțin la, șut la, șuturi. Și am vrut să pun chestia asta aici, pentru că noi, ca fanii tehnologiei, noi ne gândim și la tehnologie în sensul de libertatea de a folosi, libertatea de a experimenta, libertatea de a te bucura de un obiect în toate modurile posibile pe acolo, știi? Și noi o să scoatem în evidență de, de fiecare dată când putem firme care fac asemenea mizerii, pentru că e o nesimțire extraordinară. Acum eu nu o să merg până în punctul în care să zic, nu lua de la Canon, nu lua din alte părți, nu. Ci uită-te foarte bine dacă cumva anumite firme limitează funcționalitatea A de existență sau funcționalitatea B, de exemplu, știi? Și până una alta, uită-te la modele și probabil cum poți tu să serviți anumite modele de la Canon. Este o nesimțire extraordinară și trebuie cineva să le arate de degetul așa. Um, e, cum să zic eu, imprimantele moderne sunt niște catastrofe din toate punctele de vedere, mai ales să stea din, din gama de preț entry-level, să zicem, adică tot ce-i până în 100 de euro. Sunt catastrofale. Sunt la a treia imprimantă în mai puțin de trei ani de zile. Uh, am avut una de la HP care n-a costat mulți bani, dar am zis, bă, e suficient pentru ce îmi trebuie mie, că eu printez o foaie două pe uh, lună și mai am din când în când de scanat niște acte și e suficient. Um, am avut probleme enorme cu conexiunea, am avut probleme foarte mari în a găsi drivere potrivite pentru ea și am asigurat că funcționează, uh, era o imprimantă din asta wireless și banul o oh, detecta, banul reușeam să printez, ba, numai probleme am avut. Apoi am zis: "Bă, nu mai cumpăr HP, cumpăr Canon, că eu acum 10 ani am avut o imprimantă Canon de care am fost foarte mulțumit. Era o chestie compactă, arăta efectiv așa ca un um, uh, Cutie, cum mică, să zic da? eu. Da, era paralelipipedică, știi? i 250, cred că se numea, cred că mai țin bine și, uh, și numele minte. În fine, o chestie super compactă care printa foarte bine, dar era doar o imprimantă simplă, n-avea scanner, n-avea nimic, nici n-aveam nevoie pe vremea aia. Și am zis hai că încerc un canon. Am luat un canon ceva mai scump, care are și pe funcție de, de printat față verso, că am zis, bă, mai economisez niște hârtie printând chestii față verso. Iarăși, dezastru. E ceva mai bună decât aia de la HP, dar durează o veșnicie până printează prima foaie, efectiv, zici că dă naștere. Um, și e îngrozitoare cerneala se duce suficient de repede, cartușele sunt prea scumpe și așa mai departe și urma să-mi cumpăr acum după mutarea asta, să uh, caut să donez imprimanta asta și să-mi iau una cu uh, rezervoare din ele de cenelă, cum ai zis și tu. Nu eram hotărât asupra unui model sau unei mărci, dar cred că trebuie să-mi fac extrem de bine temele, pentru că după câte se pare, uh, ce ai spus tu acum s-ar putea să nu fie izolat la Canon, știi? Și s-ar putea să se să, să extindă destul de mult pe, pe o gamă largă de produse Și atunci trebuie neapărat să-mi să fac bine temele înainte să dau banii pe ceva Pentru că nu e posibil, chiar nu e posibil Și uh, oricât am, uh, am vrea noi să înjurăm toate organismele astea Uniunea Europeană, State, ETC uh, Faptul că ele există înseamnă că cineva la un moment dat O să ia atitudine împotriva practicilor de genul ăsta și pentru că nu nu e normal când cumperi un produs, când l-ai cumpărat, da, ai dat banii pe el, toți banii, nu l-ai închiriat, nu l-ai luat în leasing sau în rate, trebuie să te poți folosi de el la capacitate maximă, da? de la început până la sfârșitul duratei de viață și orice altceva Poate fi considerat o tentativă de înșelăciune. Și cu asta am terminat traiul pe imprimante. Exact, asta ar fi, ar fi și trebuie considerată. Oricum, când au descris ăștia proces, au spus deceptive marketing, ceva de genul ăsta, știi? Și o chestie nedreaptă pentru că nu permite omului să folosească toate funcționalitățile pe cum era de așteptat. Dar cred că asta ar fi momentul în care să apară printer hackers. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă nu pun cartușele înăuntru, știi? Dacă nu pun cartușul înăuntru, poate o să detecteze că nu e înăuntru, dar mă lasă să scaneze. Și încep oamenii să se postească pe acolo, să vadă cum găsesc ei workarounds sau ce se întâmplă dacă efectiv tai firele alea de la cartuș. Bineînțeles, eu o să le tai, că după aceea nu mai poți folosi printerul, dar măcar ai scannerul, știi? Cine știe, scurio să da. văd că nu o să apară niște printer hackers din ăștia. Dar de Nici măcar e... prin cap nu ți-ar trece care putea să-ți limiteze sau să-ți condiționeze una de alta. Deci nu cred că nimeni vreodată s-a gândit Bă, oare dacă n-am cerneală mai pot să folosesc scan-ul de la imprimanta asta? Efectiv, nu are cum să treacă prin cap. Da, nu, nu se ce. Eu am H HP, tot așa, conexiune prin wireless, sunt mulțumit, merge bine. N-am avut la un moment dat aproape deloc cerneală și am putut să scanez. Am mers pe mai departe cum trebuie. Dar adevărul e că acum sunt și eu cu teamă. Vreau să iau un, unul cu ink tanks, ok? Să pot să printez mai mult, că întâmplător am avut nevoie să printez destul de multe chestii de curând și o să stau, bineînțeles, să, cu ochii în pat, să mă uit pe totul, tot fel de review să văd dacă nu cumva, undeva în termeni și condiții, efectiv, zice că o să-ți blocheze scanările sau, ce știu, faxul, atunci când, bine, faxul nu folosesc. Dacă e idee, știi? <laughs> e, e trist. e trist. E tristă situația asta și asta arată modul în care au ajuns anumite companii să profite de pe urma oamenilor. Dar, oricum, ne-am ne -am făcut datoria, am anunțat aici, oamenii trebuie să fie cu ochii în patru ca să se asigure și să fie mai protejați. Bun. Bun. Am terminat cu știrile principale, nu mai avem alte lucruri deocamdată. De ce? Pentru că, uite, efectiv, amândoi suntem cu casele cu sus în jos, mutați de colo-colo. Am avut niște subiecte pe care le-am tratat. Uite, la subiecte scurte am pus un link către mini-documentarul calculatoarele făcut de mine la TVS Brașov, dacă vrei să vezi și tu, nu știu dacă ai reușit să-l vezi. Făcut în 2015, 21 ianuarie 2015, atunci am urcat filmulețul ăla, eram mai tânăr cu vreo cât? 6 ani de zile? Ceva de genul ăsta. <laughs> și acolo o poți să vezi, are vreo 40 de minute, aproape, documentarul respectiv, făcut destul de frumușel, și poți să te uiți că poate, poate ajungea chiar și emisiune de ProTV la un moment dat, dacă găseam să promovezi la cine trebuie, cum, pe unde trebuie emisiunea asta, Tehnocultura, în perioada respectivă, știi? Așadar, recomandare, uite-te, e playlist-ul de Tehnocultura, făcut la TVS Brașov, cu episodul Calculatoarele în show notes. Și am pus și recomandarea tablat de carte, PowerPlay, Tesla, Elon Musk in the Battle of the Century, Century am pus o recomandare chiar la show notes pe aici ca să se bucure și alți oameni, inclusiv eu să iau cartea, uite mi-o mi în e hardcover, da? Și mi-o trec în listă numai că o să trec în lista de UK de, de cărți de cumpărat. Nu o să-mi pare rău să citesc cartea asta. Și cam atât. Any, ai ceva shameless plugs? Vlad? nu, um, no, niciun shameless plug fiți mai buni cu lumea din jurul vostru, cu voi înși vă ajutați pe cei ce au nevoie de ajutor și faceți o donație dacă vă permiteți. Și efectiv, de partea mea, nu uita, manelcheța pe manelcheța.com găsești podcastul Un Român în Londra. Din ce, am, din ce am auzit eu, în România, situația este destul de critică, 540 de oameni morți într-o singură zi de COVID. Dacă e prieteni, cumva povestește-le că ar fi bine să se vaccineze, cam atât. Este o situație extrem de tristă în care a ajuns în momentul de față România, așa că un mic sfat, un mic umil sfat, vaccinați-vă. Bun, noi ne mai auzim. Îți mulțumim, fain că ne-ai ascultat. Acesta a fost episodul 55, numit pe lanurile de tranzistori. 57 de miliarde de tranzistori, nu 1, 2. Și am discutat despre Apple M1 Pro, Powerline Ethernet și nesimțirea Canon. Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Pa, pa! Salutare!